Și acum iubitului Brigitte Năstase s-a clintit totuși de acasă și vine să-și apere partenera. Intră plin de zel Cornel. Cornel, ce faci, tată? Bine. Mai suporți? Mai suporți depărtarea de Brigitte? Mai pot. Mai poți? Da. Sigur? Încerc. Trebuie. Te uiți în fiecare seară, vezi ce se întâmplă? În fiecare seară, da. Te uiți în fiecare seară și când cum o vezi pe Brigitte acum departe de tine? Brigitte este Brigitte și nu... Adică este același om care îl cunosc. Lumea o interpretează cumva diferit față de... de ce vrea ea să arate. Mm-hmm. Adică foarte multă lume o privește ca o persoană conflictuală, ai văzut? Da, da. Nu este o persoană conflictuală în niciun caz. Pur și simplu ea a trecut prin multe încercări la viața ei și decât se apără. Crezi că se apără? Aceste lucruri. Da, da. Da, fii atent. Tu te uiți la fermă și cred că o să mai fie multe lucruri interesante de acum încolo. Vreau să te întreb dacă te-au sunat prietenii sau ai văzut momentul când Brigitte vorbea despre Ilie Năstase, despre fostul soț. Da, am văzut, ți-am zis, eu urmăresc emisiunea, chiar mi-am adică programat... Adică n-ai spart televizorul de nervi atunci? Nu, nu, nu. Ne-am programat și afacerile și tot cât să ajung la emisiune, chiar dacă ajungea mai târziu și da, urmăresc emisiunea. Și când ai văzut că plânge după fostul soț? Da, este ceva normal după 8 ani de zile să plângi după o relație. Păi cum e normal când voi aveți o relație? Păi trebuie să... Știi ce zic? Adică dacă ești fericit într-o relație, mai plângi după fostul? Da, sunt niște lucruri care le regreți în fiecare relație și adică nu am de ce să fiu neapărat gelos, trecutul este trecut și... Eu înțeleg, dar ea plânge normal după el, mă, Cornele, tu ai văzut? Nu, lumea a interpretat greșit. Eu o cunosc și știu și exact ce a zis. Ea a zis clar. Da. Vedem imaginea. Hai că vedem imaginile și povestim imediat. Oam, mi s-a făcut dor de viața mea dinainte de cei 7 ani. Nu de ultimul al 8-lea. De cei 7 ani atât de Ilian și visau cu el. Da? Acum vine să plâng, da. Tu ai rămas cu chestie pe... Nu se chiar. Pe subiectul ăsta, da. Dar tu trebuie să te detașezi. Da, nu știu, trebuie să încep o nouă viață cumva. Dar pune punct și șterge-l ca să nu mai le duci. Da, de la iubit. Știu, dar na. Dar dacă le duci într-una, într-una... Păi eu când în ziua divorțului am plâns, toată noaptea am pus să doar. Mie nu mi-era tot una, dar am vrut să-l fac, să nu mai mă înșele, dar mă înșelat și mai mult și s-a dus în prăpastie tot. În septembrie am avut divorț, dar noi până în august am mai fost împreună. Da, el m-a înșelat de 100 de ori. Eu, dacă nu că l-am înșelat odată, dacă m-am despărțit odată de el și am avut alte relații și după aia m-am întors la el, el n-a putut să ierte asta. Aici a fost. Păi așa sunt bărbații. Păi nu-i corect. Păi el m-a înșelat non-stop, el a avut relații paralele tot timpul. Așa suntem noi. Da. Dar de ce? Pentru că suflete avem și noi. Noastră... Dacă eu sunt o femeie puternică, el nu m-a întreținut pe mine. Deci m-a nenorocit, deci viața mea a fost un coșmar după aia. Numai asta, nu m-am zicea numai numele ăla, nu m-am terorizat cu aia. Era parcă era nebun, parcă era mania. Da, 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 era... Păi așa, vezi, bărbații, ei, păi da, mă, ei dar zic că femeile zic trebuie eu numele să la toate femeile alea și la femeia aia care m-a îmbolnăvit. De asta am și venit la realitatea asta, ca să îi demonstrez că eu pot să fiu ceea ce sunt pe propriile mele forțe, pentru că... Eu tot timpul mi-am zis că o să pici fetițo și o să te lovești, adică acceptă orice, că o să pici și o să te lovești. Tot așa îmi zicea, o să pici fetițo și când o să dai cu capul de pământ, o să te lovești tare, știi? Și m-am întors oricum la el, nu? După 3 luni, am zis, îmi pare rău, am greșit, iartă-mă, dar n-am mai putut să treacă. Păi nu, la bărbații, da, e foarte... Mai treci, frate. Nu, bărbații, nu. Eu nici eu n-aș trece, eu acum știu, nici eu n-aș trece. Bumă, da, el zicea zic că mă iubește, că poate să treacă. Nu, no, el așa nu. Oricât ar zice, crede-mă, nu trece. Da, văzusem emisiunea, știam da, exact despre ce este vorba. Ai auzit ce a zis? Da. Că ea a venit în show ăsta să-i demonstreze lui Ilie. Demonstreze, da, ea probabil are de demonstrat. Ce mai demonstrezi la ăla cu care ai fost? Adică ea trăiește cu tine sau nu trăiește cu tine? Dar nu are treabă Cornele, cu relația. Nu are haide treabă să relația. Punem cărțile pe față. Nu are treabă relația cu ce are ea de demonstrat. Probabil ea au rămas în cap cuvintele astea că o să se dea cu capul și a vrut să demonstreze exact cine este, fiindcă nu a apreciat-o de ajuns. Dar tu ai văzut că vorbeam mai de Ilie? A vorbit de Ilie și cum a zis și acolo a vorbit de, că mi este dor de cei 7 ani. 7 ani însemnând relația cu Ilie, nu și ultimul an în care s-au certat foarte mult. Dacă relația lor mergea... Relația, cum, îți mai e dor de o relație veche când tu trăiești ziua da, de azi fericire? Avut, da, ei 7 ani au fost niște oameni care au avut o relație și s-au înțeles și a fost ok pentru amândoi. Dacă nu exista ultimul an, ei probabil ar fi rămas împreună și erau căsătoriți.
Era ceva normal. Cornele, e ceva ce nu se potrivește aici. Ce? Să zic de ce. Pentru că Brigitte plânge în fermă după 7 ani petrecuți cu Ilie. Spune că s-a dus în fermă să demonstreze. Când a venit aici și am întrebat-o cum e relația cu Cornel, ce faci, pleci, nu știu ce, n-a prea vrut să vorbească. Da, știu. Și de asta au fost tot felul de oameni care au zis că nici nu mai sunteți împreună. Și că... Asta, da, s-a speculat. Am văzut și eu, de-aia nici n-am vrut să comentez, fiindcă nu sunt genul. Am văzut ce s-a speculat. Și adevărul care e? Adevărul este, da, avem certuri, este normal, fiindcă primul an într-o căsnicie, într-o relație, este cel mai greu și probabil știi și tu și toată lumea știe asta. Am avut certuri, nu certuri cât să ne despartă sau certuri majore, certuri mici. Primul an e lapte și miere totul. După aia încep certurile. În primul an e lapte și miere. Nu, până te obișnuiești cu o persoană, să stai cu ea, există certuri, există dispute. Păi nu merge, spun eu, nu merge. Dacă din primul an vă certați să vă acomodați, e inversie. Da, adică primii ani e lapte și miere și după aia mai apar... Nu, oamenii trebuie să se cunoască și probabil așa este. Din moment ce... Dar vă sunteți împreună, nu? Eu așa știu, da, suntem împreună, sunt rămas... Din punctul tău de vedere totul e regulă. Din moment ce sunt cu copiii ei, sunt cu afacerile ei, sunt cu casa ei, sunt cu absolut tot... Deci, cu... Deci 50% e sigur că e relația între... Dar eu așa știu, da, așa a plecat, adică nu s-a întâmplat... Da. Ceva să ne despărțim sau să ne certăm. Cam am avut dispuse. Da, mi este dor de ea, este normal. O visez noaptea? Eu nu visez de fel. Da, n-am de ce să mint, nu puteam să zic că da, domnule, da. Ce o visez în fiecare noapte și ziua cu ochii deschiși. Nu, nu visez de fel, fiindcă probabil sunt și foarte ocupat cu foarte multe lucruri. Și dar fii sincer, cum îți pare rău că s-a dus la fermă? Da, da, îmi pare rău că s-a dus la fermă. Am susținut-o, am vrut să arate lumii că nu... Brigitte este percepută altfel decât este ea, un suflet adică bun. Și ea nu este o persoană certăreață, este un suflet bun și am vrut să demonstreze lumii acest că lucru exact ce este ea de fel și cum este acasă și tot ce... Hai că avem un material, nu știm dacă a reușit să demonstreze lumii că nu e certăreață, dar vedem materialul ăsta și revenim, că poate sigur. Tu cunoscând-o mult mai bine îți dai seama... De-aia știam și de materialul dinainte, da. Știam exact despre ce vorbește, fiindcă discuțiile astea le-am avut, adică eu sunt un om logic. Te mai trezeai noaptea că visa pe Ilie? Nu, nu s-a întâmplat. Nu, că... Haideți să vedem imaginile și apoi o înțelegem, o cunoaștem mai bine pe, sigur. Pe Brigitte. Măi, mamă, poieții cu poieții, nijoi cu nijoi. Am vărsat ciu la mama, mă duc acasă și vă arunc ciuperci așa pe geam. Vine eu să mor dacă nu, cu sacul vi arunc. Auzi, golancă perversă, mamă. Să nu mai îndrăznești să mai vorbești despre mine. Vezi că am la valieră. Vezi de treaba domnișoară. Ta, pe transport direct spitalul nou. Da? Că ești caz de psihiatrie. Domnul să te eu cu tine am încetat orice fel de discuție. Domnul să te binecuvânteze, amin. O zi... La tine, că aia e atitudine. O zi minunată în Domnul. Aici sunt trei femei care ne-au culcat cu fostul meu iubit, da? Pentru care am divorțat eu. Trei femei sunt. Claudia, Carmen și eu. Te-ai victimizat? Las-o ușor. Hai, tu te-ai victimizat și noi. Și Renu să-mi zice mie că atunci am zice că nu că ridica patul, dar ei făceau sport și stătea săracul moro și aștepta afară. Tu și cu moro stăteați afară și așteptați. Și el, de fapt, nu era nici măcar îmbrăcat. Și când m-am dus, el făcea genuflexiuni cu Claudia. Săraca de tine, Brigitte. Trebuie să te duci la spitalul de nebun, mâncața și gura ta, că ești mitomană. N-am putut să văd asemenea femeie bolnavă. Mi-e milă de tine, fată. Ca și cum ai primit așa? Mi-am dat seama că femeia este o golancă perversă. N-ai cum să te pui cu ea. Femeia trebuie ignorată complet. Plânge acum. Băga-mi aș picioarele în capul ei de mincinoasă și ce că joc teatru. E și bipolară și schizofrenică și are și paranoia. Ce simt eu pentru ea este milă, pentru că ea în sine este un om foarte nefericit. Era frumoasă, nu înseamnă ce-și Biblia, da? Și nu fi perversă, că m-am săturat de perversități. O zi minunată în Domnul. O zi ca tine. Că și eu aș fi tristă și nebună dacă aș fi tot. O zi binecuvântată. Ok, înțelegem binecuvântarea, înțelegem toate cele, dar nu și aveau loc într-un astfel de conflict. Citești Biblia în fiecare zi, să-ți iubești aproapele. Unde faci, mă, tu, ești mă, aproapele meu? Mi-ai făcut, ai fost tu, știi ce înseamnă aproape? Vrei da, să te am lucrat aici împreună. Bă, femeie, ai fost tu la greu când cineva m-a tâlhărit pe mine și am rămas fără haine, ai venit tu să dai din banii tăi hangiului și ai spus asta să fac aproapele. Să se ducă pe centură la ea acasă, să scoată silicoarele din față. Gata, mă, frate. Controlează din bașul. Să-și vadă de treaba ei. Da,
sunt o mică niște... selecție. Da, sunt, nu știu cum să... Sunt niște cuvinte, niște acuzații, niște injurii care nu ar trebui scoase din gura unei femei niciodată. Acum, ideea e că sunt foarte mult împreună acolo, apar tensiunile astea. Asta vreau să zic și eu, da. Sunt tensiuni care noi nu le știm, noi le percepem. Altfel, la televizor sunt probabil tensiuni care și depărtarea de casă și condițiile și absolut tot. Dar tu ai văzut că majoritatea persoanelor care interacționa în fermă îi spuneau că ea e nefericită, că ai văzut materialul de mai devreme. Da. Am văzut, asta a făcut probabil bipolar. Tu cum o percepe Brigitte? Eu ți-am zis, eu o știu pe adică Brigitte. Adică are momente de astea când acum e veselă cu tine și după aia... Are momente de-astea, dar rare, pentru că ea se gândește mereu și la ziua de mâine. Este mereu o persoană care se gândește în avans la multe lucruri și probabil este influențată de acest lucru, dar nu injurile aduse, niciun caz nu sunt. Și cum ți-am zis, din gura unei femei nu ar trebui să... să aud așa ceva, nici la televizor, nici... Și în același timp și Brigitte a scos pe gură niște lucruri. Da, da, una este când aduci niște, cum să zic, niște înjurături care sunt normale, le știe toată lumea, și astea, altceva este când aduci niște acuzații sau... E o diferență, nu știu dacă mă înțelegi. Da. Ideea e că Brigitte este în fermă, ție ți-e în continuare dor de ea. Vreau să te întreb, prieteni apropiați, te uiți cu ei la show sau singur? Nu am prieteni apropiați în București. Ți-am zis, eu nu sunt din București. Am decât copii, în momentul de față angajații cu care vorbesc. Și ce zic? Și prietenele lui Brigitte, exact, care mă susțin. Păi pe tine ce te susține? Că tu ești sănătos, ești bine, ești afară, n-ai nicio treabă. Da, lumea percepe... Adică te susțin în ce sens? În sensul că sunt oameni care crezi că te... Fiind în fermă și ai în fiecare zi niște condiții, te concentrezi pe acele condiții. Nu, dar de ce cred te susțin pe tine? Că sunt oameni care te compătimesc sau zic, fugi, Cornele, cât mai poți? Sau... Nu dă fugit, pur și simplu ei văd zilnic exact cât alerg toată ziua și cu afacerile și cu copiii și cât mă zbat, cât da. Să le și gătesc și eu să fie ok. Eu sunt convins că ești foarte ok pe treaba asta. Serios, dar adică sunt convins că te ocupi exact și de copii și de casă și de toate treburile, dar mai că știi cum e, aici e un pic despre relația dintre voi. Da, relația dintre noi, am zis, din moment ce m-a lăsat și a avut încredere în mine, consider că nu lași pe oricine să se ocupe de copii. Uite-te în ochii mei, dacă ai greșit vreo virgulă, nu te mai spală nici Dâmbovița. De cine? De Brigitte, dacă ai greșit virgulă la Brigitte, afacere Brigitte sau este, n-ai făcut ceva. Brigitte este femeia cu care trăiesc și niciun caz nu o să fie vorba de nu mă spală. La noi nu există așa ceva în relația noastră, nu. Vreau să te întreb, uite, mai sunt imaginile pe care le vedem acolo fără sunet. Nici nu mai știu ce vreau să te întreb. Demutat. Demutat, așa. Voi vă mutaseți împreună? Da, ne mutasem împreună. Adică are hainele la... s-a rezolvat problema asta? Ce știi anume? Că zicea că nu își mută toate hainele, că întâi e o perioadă de acomodare, să vedeți dacă vă potriviți? Da, da, da. Ne-am mutat, sunt mutat la ea, nu ea și-a mutat hainele, fiindcă eu nu sunt din București, nu aveam de ce să-mi cumpăr casă. Da, v-ați mutat împreună. Ne-am mutat, exact, fiind o relație, o familie, ne-am mutat, nu aveam de ce să cumpărăm case, să ne vedem din când în când, că nu suntem adolescenți. O vezi câștigătoare pe Brigitte? Da, o văd câștigătoare, dacă lumea o să înțeleagă și lumea a început să înțeleagă exact cine este Brigitte. Că... Cum îți dai seama că lumea a început să o înțeleagă? Eu primesc mesaje pe Instagram și... Pe contul ei? Pe contul ei și primesc mesaje foarte, foarte ok. Uite, față de început. Când a fost cu Inelul. Aici este, da, la Husein, la când am fost alegem Inelul. Las că poate se întoarce. De întors se întoarce, acum la un moment dat se întoarce. Dar vezi că se mai pot întâmpla în fermă și tot felul de lucruri. Ai mai văzut și tu? Ce anume? Apropieri, chestii. Dacă sunt apropieri, înseamnă că nu a fost ce trebuie între noi și nu a fost ceva real. Este normal, nu am de ce să judec pe nimeni. Eu știu ce simt eu și de-aia am venit să declar exact ce simt eu și relația dintre noi. Dacă cumva se întâmplă vreo apropiere sau ceva... Nu, știi că... Da, este normal, dar este normal, fiindcă în condiții de stres, de obicei, în condiții de stres să creează relații, dar sunt relații care nu durează, fiindcă sunt create exact în condițiile de stres. Nu te-ar deranja dacă ar avea o relație în fermă? Ba, m-ar deranja, normal. Cum să nu mă deranjeze? Păi la modul că ai făcută e condiție pe stres, gata. Nu, am zis că se pot întâmpla, adică nu am zis în niciun caz că nu m-ar deranja, este normal să mă deranjez. Ai fost vreodată gelos până acum? Da, sunt gelos de fel și ea este foarte geloasă, suntem amândoi geloși. Multe certuri probabil am avut și de la gelozia unul față de altul, fiindcă...
Da. Asta, cu Ilie, asta cu Ilie mi s-a părut un pic periculoasă. Mie nu mi s-a părut periculoasă absolut deloc, fiindcă știu discuția asta am avut-o și am susținut-o și, cum ți-am zis, sunt un om logic și... Da, eu știu logic, dar îți dai seama, tu cel visează pe fostul, ok, dar apoi vorbești în fermă cu prietenele, știi că e filmată toată povestea, tot despre fostul. Dar normal, asta și nu înțelege lumea, fiindcă Brigitte, dacă gândește ceva, ea o să zică exact ce gândește. Da, dar e iubita chiar ta, dacă iese bine ea gândește nu. Despre trecutul. Da, pe mine nu, ți-am zis numai... dat inelul, e soția. Cornele! Dar asta nu înseamnă că șterge tot trecutul sau relația cu inelul. Tu, nu. Probabil gândim altfel, da. Nu, clar tu dacă mâine te-ai despărțit, Doamne ferește, de soția ta, bă, asta ar însemna că nu mai ai un blanc, nu mai cunoști, nu mai știi nu cine este? Nu mai cunosc, dar știi cum e? Da, dacă aș avea o altă relație, n-aș plânge după fosta. Păi nu ai plânge, dar în capul tău poate ai plânge, dar nu ai zice asta. Te-ai gândit. Eu cred că, eu știi ce cred acum, serios. Când ești dintr-o relație, cred că trebuie să te vindeci total ca să trebuie poți să te iubești. Vindeci, exact. Atunci lumea se întreabă, bă, dar l-o iubi pe Cornel sau practic nu l-o iubi pe Cornel? Asta exact, vedem timpul ăsta trecut și o să se vadă exact. Tu să știi că ești băiat mișto, sincer. Mulțumesc. Ești băiat mișto, acum sper să poți să reziști, că nu e ușoară viața. Da, am rezistat. Cu Brigitte, ai văzut că e plină de... Dar nu îmi fac griji de viața cu Brigitte, fiindcă nu ne-a obligat nimeni să fim împreună. Corect, ne-am ales unul pe altul și știm de ce ne-am ales. La mult de viață tumultoasă și cu foarte multe bazice, unul ceva, altul. Sunt omul care poate să se descurce și cu Brigitte și cu viața tumultoasă cu ea și nu a fost la noi o problemă asta. Chiar am fost foarte ok împreună, suntem fericiți. Deci nu, mie nu mi s-a părut o problemă, chiar mi s-a Cornele, părut tot ok. Ai multă baftă. Și da, ne mai întâlnim, te mai aștept. Sigur, ne succes vedem. Și baftă cu afacerile. Mulțumesc și cu... Mulțumesc. Cu copiii și cu tot ce faci. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Mult, să ai multă baftă. Mulțumesc, la revedere. Mulțumim mult. Da. Bă, super băiat, Cornel, pe cuvântul meu. Super băiat, sufletist și om fain. Să sperăm că o să fie lucrurile foarte bine și după ce Brigitte se va întoarce din fermă.